Salutare! Demonstrați că 3a pătrat minus 2a plus 3 este mai mare sau egal decât 8 pe 3, oricare a aparținând mulțimii numerelor reale. Pune stop la filmuleț, încearcă să rezolvi tu un caiet și abia apoi o să vedem împreună o modalitate de rezolvare. Ești gata? Un prim pas ar fi să aducem la același numitor și așa că voi amplifica cu 3 fiecare termen din această parte a inegalității și voi avea 9a pătrat minus 6a plus 9 mai mare sau egal decât 8. Aici, în mod normal, pentru că toate au același numitor, ar fi supra 3 și aici este numitorul supra 3, dar pentru a compara două fracții care au același numitor, este de ajuns să spunem că vom compara numărătorii, adică 9a pătrat minus 6a plus 9 mai mare sau egal decât 8. Ce am putea să facem acum? Am putea să scădem 8 într-o parte și în alta a inegalității și vom avea 9a pătrat minus 6a plus 9 minus 8, adică plus 1 mai mare sau egal decât 0. Am putea să restrângem, folosindu-ne de formula de calcul prescurtat, a minus b totul la puterea a doua, care este a pătrat minus 2ab plus b pătrat, și să recunoaștem că 9a pătrat minus 6a plus 1 este de fapt această formulă de calcul prescurtat, unde în locul lui 9a pătrat putem să scriem 3a totul la pătrat minus 2 înmulțit cu 3 înmulțit cu a plus 1 la puterea a doua și restrânsă este 3a minus 1 totul la puterea a doua, care într-adevăr este mai mare decât 0, adică pozitiv pentru orice a, iar egalitatea se întâmplă atunci când acesta este egal cu 0 și egalitatea se întâmplă, spuneam, când a-ul este 1 supra 3. O zi superbă să aveți!